În orice caz, atunci când fratele Stelian mi-a adresat invitația, e obligatoriu să vorbesc la microfon? Da, bine. Când fratele Stelian mi-a adresat invitația, mi-a zis că pot eu să-mi aleg o temă. Și mi-a oferit foarte multă libertate prin această opțiune. Să știți că atunci când îmi fixasem tema aceasta, m-am gândit la contextul social foarte frământat în care se punea problema orei de religie. Dacă se mai face, dacă nu se mai face, de ce dintr-o disciplină obligatorie aparține truncului comun, dintr-o dată a devenit opțională și așa mai departe. A fost o perioadă foarte, foarte intensă de dezbateri și sigur că plecând de la ora de religie m-am legat de această temă pentru că deseori în calitate de tată a două fete, în calitate de preot, primesc această întrebare. Părinte sau Vasile sau Domnule Crețu, într-o epocă a zborurilor cosmice, într-o epocă în care internetul ne transformă pe toți într-un fel de sat planetar. Știm ce se întâmplă la diferență de un minut între România și Statele Unite, să zic, da? Sau la diferență de câteva secunde. Într-o vreme a geneticii, care practic sparge cromozomul uman în diverse particule, într-o vreme a progresului tehnologic de toate felurile foarte, foarte avansat, de ce este, sau de ce mai este nevoie astăzi de educație religioasă? E o întrebare sincer, la care și eu încerc să-mi răspund an de an și să nu credeți că am o rețetă unică, să nu am venit cu două răspunsuri universal valabile. Sunt mai mult un fel de mărturie aceste răspunsuri pe care ți le dau și un fel de prezentare a unui scurt parcurs din viața mea. Și cu bunăvoința dumneavoastră o să răspund tot printr-un ocol, așa cum și părintele Daniel a făcut mai devreme. La o problemă aparent grea, o să răspund printr-un ocol, printr-un fel de paranteză. Și anume, nu știu dacă vă aduceți dumneavoastră aminte de o boală pe care o contactau acum cu multe sute de ani în urmă, marinari. Adică acei oameni care călătoreau pe vase, pe mări, pe oceane, călătoreau luni de zile și consumau prin forța împrejurărilor hrană uscată. Adică pesmeți, pastramă, afumătură. Mai puțin sau deloc fructe și legume. Și după câteva luni de voiaj pe astfel de mări și de oceane, la un moment dat le apăreau din senin la toți, le apăreau diverse pete. Pe fețe, pe mâini, pe picioare, le sângerau gingiile și dintr-o dată deveneau foarte hidoși. Și pe la sfârșitul secolului al XIX-lea, câțiva medici germani au descoperit, practic, explicația pentru această boală deosebit de teribilă. Și anume, acei marinari sau acei oameni care călătoreau cu săptămâne și cu lune fără să consume fructe proaspete și legume proaspete, contactau această boală și dezvoltau această boală numită ulterior scorbut, este prezentă și astăzi la anumite populații sau triburi foarte izolate care nu consumă hrană proaspete. Scorbut și care este concluzia pe care aș vrea să o trag? Este aceea că educația religioasă, chiar dacă nu avem nevoie de ea sau nu știm că avem nevoie de ea, ne face, de fapt, frumoși și sănătoși, ne înnobilează interiorul. Altfel spus, nu ne schimbă fizionomia. Și eu am schimbat fizionomia scorbutul acum câteva sute de ani. Noi toți avem niște trăsături fiziologice imposibil de repetat printre cele 7 miliarde și ceva de oameni. În schimb, putem înnobila chipul nostru interior dacă intrăm într-un parcurs de educație religioasă și dacă noi suntem conviși de importanța bisericii, a vieții spirituale, a rugăciunii în viața noastră. Și vă mai spun încă un lucru. Anume, acela că mulți părinți care astăzi aud că unii copii sau unii tineri apucă drumul mănăstirii sau vor să devină călugări sau chiar preoți, așa cum spunea părintele Daniel la începutul acestei conversații, conferințe. Mulți părinți trăiesc cu impresia că acei copii și tineri, de fapt, se refugiază în mănăstire,
se refugiază în biserică și că, de fapt, aplicarea lor spre Dumnezeu este un fel de compensare a unor frustrări. De genul, nu am reușit în lumea aceasta în plan profesional și vreau să mă pliez, vreau să mă împlinesc într-o viață paralelă sau într-o viață spirituală. Sau, sunt mai timid, sunt mai puțin pregătit la matematică, la limbi străine, la informatică și vreau totuși să simt bogăția unei vieți duhovnicești acolo, într-o biserică, unde toată lumea este acceptată. Indiferent că vorbesc sau limbi străine, indiferent că mănuiești cu dexteritate un calculator sau mai multe programe informatice. Ei bine, să știți că această impresie o au foarte mulți părinți, anume că rugăciunea, viața spirituală și, în general, tot ceea ce ține de biserică, sunt ori compensații, ori refugii. Numai că noi, cei care lucrăm cu tinerii, tot prin forța împrejurărilor, cei care suntem părinți de copii, ne dăm seama că, de fapt, credința pentru un tânăr, orice vârstă ar avea el, și deschid iarăși o mică paranteză, și spun că părintele nostru patriarh Daniel afirma la un moment dat că în biserică există tineri de diverse vârste. Există tineri care au 80 de ani și există bătrâni sau oameni plazați care au 20 sau 30 de ani. Da? Deci, atunci când vorbim de tineri, ne gândim la categoria de vârstă 7-80 de ani. Deși am fi tentat la prima vedere să ne gândim, la o categorie mult mai restrânsă de 18-29 sau 18-35, așa cum afirmă sociologii, care ar fi perioada tinereții. Deci, revenind la această întrebare, care este importanța bisericii pentru un tânăr, mă gândesc mai întâi de toate că biserica, apartenența la o comunitate de credință, rugătoare, mărturisitoare, rugăciunea de seară, de dimineață, în general, o lectură religioasă de calitate, poate să-i ofere sens. Poate să-i ofere plinătate și vigoare în lume, în care vigoarea este din ce în ce mai descurajată. Suntem din ce în ce mai lipsiți de consistență. Suntem din ce în ce mai risipiți noi, unii față de alții și trupul față de suflet, în general. Așa încât eu mizez pe această idee fundamentală că o educație religioasă sănătoasă și autentică îți oferă sens, vigoare, sănătate. Și nici de cum nu este un indicator pentru o problemă psihiatrică sau o problemă comportamentală. De genul, am avut o decepție în viață și vreau să mă izolez ca să mă regăsesc pe mine sau vreau să ajung pe ochi ca să aflu din interior cum se vindecă boala mea. Pe de altă parte, atunci când m-am gândit la titlul acestei conferințe, dezbatere, în mintea mea s-au vinculat mai multe idei și m-am gândit că în dezbaterea aceasta publică, care s-a încheiat acum vreo două săptămâni, mai bine două săptămâni, în care ora de religie practic devenise problema cea mai spinoasă a unei țări în veșnică tranziție, adică nu mai exista clasă de oameni săraci, toată lumea era intrat o clasă de mijloc sau era foarte oricum bogați, cu toții, nu mai existau diverse amenințări din afară sau dinăuntru la siguranța națională, nu mai existau probleme de genul corupției sau al credibilității unor persoane publice și, practic, toată societatea era într-un fel intoxicată cu această falsă dispută în jurul orei de religie. Și mă gândeam că în acele dezbateri au fost de multe ori aduse argumente foarte false, foarte ipocrite, de genul ora de religie este îndoctrinare. Gândindu-ne, sigur, noi cei care am prins cât de cât o perioadă din comunism, mai mare sau mai mică. Ora de religie este biserificare a școlilor. Ora de religie lezează libertatea de conștiință a copiilor și a tinerilor noștri. Prin faptul că le expune o singură învățătură. Anume, învățătura cultului de care aparțin. Mai bine facem istoria religiilor decât religie în școala românească. Și dezbaterea, la un moment dat, atât de mult, din punctul meu de vedere, s-a degradat, încât nu mai contau argumentele celorlalte țări,
Nu mai contau argumentele specialiștilor în educație și veneau pe scena publică, în anumite studiouri de televiziune, oameni care pretindeau că știu mai bine problemele educației, deși ei niciodată nu au asistat la ori de religie, ei nu au niște studii de specialitate în educație, sau nu au citit cu caionul în mână un manual de religie sau programă ca să vadă despre ce este vorba. Dar sigur că nu vreau să intru foarte mult în amănunte și să vă spun doar pe scurt că, deși am considerat încheiată această campanie foarte agresivă împotriva bisericii, împotriva unor simboluri religioase și chiar împotriva orei de religie, mă simt dator să vă spun că 46 de state din Consiliul Europei, să nu uităm că Europa nu este formată doar din țările membre ale UE, ci din 46 de state. Deci, din 46 de state, doar în 3 nu se face ore de religie în școlile publice. Anume, Franța, și aici sigur că este vorba de o excepție, restul Franței, de Alsace și de Lorena, dar în 90% nu se face. În schimb, se învață despre fapte cu conținut religios prin intermediul celorlalte discipline din învățământul public. Deci Franța ar fi prima țară, Macedonia a doua și Albania a treia. Și dintr-o dată, noi trebuia să îngroșăm în rândul acestor trei țări. Vă dați seama ce stupiditate. Pe de altă parte, în 25 de state din cele 46, tot membre ale Consiliului European, ale continentului geografic numit Europa, se face ore de religie așa cum se face acum în România, adică cu caracter obligatoriu și confesional. Sigur că acea decizie a curții din 12 noiembrie anul trecut ne-a intrigat pe foarte mulți dintre noi, fie că avem copii în școli publice, fie că avem nepoți, fie că avem rude, fie că într-un fel sau altul suntem implicați emoțional sau intelectual în această problemă. Și sincer, mie mi s-a părut o discriminare a majorității de către un grup foarte vocal, foarte religios de oameni care nu știu din interior frământările, reușitele și nereușitele noastre. Și au încercat, într-un fel, să arunce o falsă problemă în dezbaterea publică, deturnând atenția noastră de la problemele foarte serioase ale țării. Cum ar fi cele pe care vi le-am spus mai devreme. Libertatea de expresie, corupție, veniturile pentru o meserie sau alta, șomajul, etc. Sigur că misiunea mea seara aceasta nu este, Doamne ferește, de a face politică sau de a critica un sistem sau altul social, însă mă gândeam pe de altă parte că cei care ne acuză pe noi de îndoctrinare, în numele unei așa zise libertăți de conștiință, nu fac decât să reșapeze sau să îmbrace într-un discurs pro-european și modernist și secular, un discurs foarte agresiv care se adresa bisericii în primii ani după instalarea comunismului în România. Pentru că atunci, în virtutea doctrinei, sau în virtutea, să spunem așa, a filozofiei marxist-leniniste, noi oamenii bisericii eram acuzați de îndoctrinare dacă făceam cateheze sau conferințe religioase așa cum se fac în această biserică. Și să știți că preoții înainte de 89, în perioada 45-89, preoții care făceau astfel de cateheze, de lecții de religie, pentru că să nu uităm, în 45, ora de religie dispare din învățământul public până în 90. Deși a fost prezentă din 1864, fără întrerupere, până în 1945. Dintr-o dată, ora de religie dispare, noi trebuie să ne limităm, noi preoții, sau preoții care erau atunci, trebuiau să-și limiteze activitatea doar la biserică, să fie buni bisericași, adică să cânte, să slujească, să citească, să predice doar după foaie. Foarte rar întâlneai un preot care predica liber. Dacă predica liber, trebuia să fii foarte atent ce spune, pentru că în ziua următoare putea să fie chemat la securitate sau la partid pentru diverse explicații. Plec de la această constatare că astfel de activități erau foarte limitate și foarte atent supravegheate. Activitățile care se fac astfel. Și revin la acea acuză profund nedreaptă și profund ipocrită că noi face astăzi îndoctrinare dacă predăm religia în școlile publice. Bine, din punctul meu de vedere, îndoctrinare se poate face și prin matematică, și prin fizică, și prin chimie, și prin informatică,
dacă impui cu forța un punct de vedere peste conștiința unui copil sau peste capacitatea lui de înțelegere. Nu? Îndoctrinare se face atunci când forțezi limitele celuilalt. Nu se vorbește nimic despre îndoctrinarea care se face astăzi în Corea de Nord. În anumite state totalitare. Chiar în Rusia, pe anul. Sau în alte state ale lumii. În China. În schimb, noi, România, o țară foarte tolerantă, foarte deschisă, foarte prietenoasă cu străinii și, în general, cu adepții altor culte, dintr-o dată am devenit un stat care îndoctrinează proprii copii. Da? E bine, sigur că acest argument sau această acuză a îndoctrinării este profund nedreaptă și nu stă deloc în picioare la o analiză foarte serioasă, numai că am vrut să analizăm puțin în oglindă sau din perspectiva trecutului să analizăm această acuză. Atunci, sau sub umbrela filozofiei marxist-leniniste, noi eram acuzați de îndoctrinare, astăzi suntem acuzați de îndoctrinare invocându-se libertatea de expresie, libertatea de conștiință. Ca și cum trebuie ca un bebeluș să împlinească vârsta de 6 luni, să-l întreb, dragă, nu vrei un biberon cald? Sau, dragă, o să-ți fac vaccinul în mână împotriva unor boli molipsitoare după ce crești, după ce am confirmarea ta, după ce am acordul tău, exact. Da. O concluzie parțială este aceea că sigur, educația religioasă oferă perspective deosebite în viață. Fie că se face în școală, fie că se face în biserică. Dar revenind, sigur, la titlul acestei conferințe, vreau să vă spun că, din punctul meu de vedere, biserica are nevoie de tine pentru a nu fi fals percepută drept o instituție anchilozată, înțepenită sau depășită de vremuri. E așa? Să nu uităm că biserica nu este formată doar din diaconi, preoți, de mir, de mănăstire sau episcopi. Din biserică fac parte și laicii, ca dumneavoastră, care sunt, practic, baza bisericii. Sunt talpa bisericii, nu? Sigur că noi, biserica ortodoxă română, am avut nevoie de mărturia laicilor, de mărturii foarte convingătoare și pertinente și chiar cu impact teribil la nivel public, acum câteva săptămâni, prin acele clipuri publicitare. Și a fost nevoie, poate, de acea criză, la orei de religie, ca să ieșim și noi într-o anumită letargie. Pentru că se părea că lucrurile merg bine, peste tot. Dacă vedeți că 2-3 oameni pun pe noi la treabă 16 milioane de ortodoxi, sigur și sute sau mii de preoți, zeci de episcopi și așa mai departe. Avem nevoie unii de alții. Repet, biserica are nevoie de tine ca să nu fie o instituție anchilozată, depășită de timp, necredibilă, o instituție care s-ar adresa doar pruncilor, așa pe prunci sau pe copii împărtășiți până la vârsta de 7 ani, fără spovedanie, fără post. Și alții spun că bisericile ar fi pline mai mult sau ar fi dominate ca sector de vârstă mai mult de adulți și de seniori, n-a zice bătrâni. Sau chiar bătrâni. Biserica, deci, are nevoie de tineri ca să fie credibilă, să fie o instituție vie. Iar tinerii au nevoie de biserică ca să se mobilizeze interior. Ar fi un răspuns foarte simplu. Sigur că nu mi-aș dori ca el să fie simplist, numai că aș aștepta și mărturile dumneavoastră și mărturia sau, sigur, opinia fratelui Stelian, întrebări de ale dumneavoastră, dar până atunci mai am câteva gânduri să vi le transmit și anume, s-a pus de multe ori iarăși în dezbaterea publică întrebarea, este bine să facem ore de religie după cultul sau în cultul de care noi aparținem? Sau este bine să facem un fel de istorie a religiei? Sigur că și această întrebare poate avea diverse răspunsuri, însă eu m-am gândit în felul următor. Ce ar fi ca un copil de clasa 1 sau a 2 să învețe mai întâi limba engleză, pentru că nu așa este limba de comunicare universală astăzi. Nu poți face aproape nimic în afara țării dacă nu știi o babă de engleză. Ce ar fi ca noi să învățăm mai întâi engleza și undeva prin clasa 4-a limba română? Ce ar fi ca noi mai întâi să învățăm istoria literaturii universale și apoi literatura română? Pentru că, dragă doamnă, doamne,
dacă am învățat limba română, poate am avea lezări de conștiință. Tot astfel ar putea pune problema un copil care nu înțelege deloc matematica sau care a pus antipatie față de această disciplină din cauza manierei poate prea brutale sau poate prea rigide a unui profesor. Și ar putea să spună într-o bună zi, eu nu mai vreau să studiez matematica, adică adunarea, mulțirea și așa mai departe, celelalte operațiuni fundamentale, pentru că îmi simt lezată libertatea de conștiință. Adică se calcă cu piciorul așa peste judecata mea și peste capacitatea mea de concentrare. Ce vreau să studiez istoria matematicii. Adică viața lui Pitagora, a lui Arhimede, nu? Ar fi mult mai pasionantă matematica ca istorie, nu ca disciplină care te învață să-ți structurezi, să-ți organizezi gândirea în viață. Revenind la chestiunea cauză, din punctul meu de vedere, a învățat religia în cultul de care aparții, este, practic, o formă de cunoaștere a propriei tale identități. Înainte de a-i cunoaște pe alții, trebuie foarte bine să te cunoști pe tine însuși, să cunoști, practic, specificul acestui popor, acestei țări în care te-ai născut. Și cu bune, și cu rele. Da? Este utopic să crezi că ești modernist, că ești deschis, că ești emancipat, dacă ai tendința la nesfârșit să negi, să critici tot ceea ce este românesc, tot ceea ce este ortodox. Apropo, s-a spus de multe ori că religia în general și ortodoxia în special ar fi un fel de frână în calea progresului. Că, dragă Doamne, dezvoltarea economică și că Europa occidentală, Europa civilizată, s-ar opri acolo unde începe ortodoxia. Nu? Unde începe țările ortodoxe. Sau limitele lor geografice. Și că, de fapt, această ruptură n-ar fi doar una spațială, ci ar fi și economică, ar fi și politică. Acest tip de discurs, foarte discriminator și, din punctul meu de vedere, foarte malefic, a fost prezent prin anii 2004-2007, când încercam și noi să ne integrăm în diverse structuri europene, euroatlantice. Și ne se arăta oarecum așa, într-un fel, trecutul nostru sau apartenența noastră la un spațiu bizantin. Sigur că și bizantinismul în sine poate da tot felul de înțelesuri cât se poate de greșite. Numai că religia în general și ortodoxia în special nu sunt deloc frâne în care progresul. Un om care își cunoaște propria identitate se poate raporta mult mai bine la ceilalți. Un om care știe foarte bine datele locului, știe cum să învețe particularitățile altor. Dacă aș trece la a doua parte, de ce tinerii au nevoie de biserică? Am încercat puțin să dezvolt puțin mai devreme această doua parte a titlului și vine iarăși în minte o constatare pe care foarte mulți bunici sau, în general, mă rog, oameni trecuți de 60, 70, chiar 80 de ani, nu vreau să-i supăr, sunt printre ei și în seara aceasta prezenți în biserică. Însă, unii părinți, așa, puțin mai conservatori, spun sau folosesc un astfel de discurs. Tinerii de astăzi sunt pătimași. Ca și cum ei n-ar fi fost niciodată tineri. Sigur că nu aveau tentațiile noastre. Cum spuneam prietele mai devreme, telefonul inteligent, tableta, internetul, jocurile pe calculator, televizorul cu sute de canale. Deci tinerii de astăzi sunt pătimași. Tinerii de astăzi sunt neascultători. Tinerii de astăzi nu mai au bunul simț pe care îl aveam noi din ea. Acest tip de discurs oarecum moralizator, să știți că nu ne face bine nici nouă în calitate de adult sau de senior și cu atât mai mult nu ne face bine nici copiilor sau tinerilor noștri. Pentru că un copil sau un tânăr când vine în biserică trebuie să îi se spună, din punctul meu de vedere, sigur că poate să greșesc, că așa cum este și acolo unde este, Dumnezeu îl iubește. Și că, de fapt, biserica nu este spațiul interdicțiilor, ci este spațiul libertății. Adică, într-o biserică adevărată, cu oameni adevărați, cu slujitori adevărați, nu există semne de circulație obligatorii înainte interzis la dreapta. Da? Sau alte semne de circulație sau sfaturi prețioase de genul acesta. Într-o biserică afli mai întâi care sunt criteriile libertății interioare. Nu trebuie să ți se spună din start aia nu ai voie, aia nu ai voie, aia nu ai voie.
Și revin la afirmația pe care am făcut-o mai devreme, că Dumnezeu iubește pe un copil și pe un tânăr, așa cum este și acolo unde este, legându-mă de niște cuvinte foarte inspirate ale Sfântului Silvan Antonitul, care spunea că Dumnezeu iubește pe păcătos în însăși căderea Lui. Sau chiar în căderea Lui. Chiar atunci când nouă ni se par armistine oarecum, aș zice, impertinenți, așa, poate înfumurați, poate disprețuitori față de practicile noastre religioase. Chiar în momente ca acestea, noi nu trebuie să-i judecăm foarte aspru, pentru că atunci riscăm să-i pierdem. Riscăm să le dăm impresia că cei care vin la biserică fac parte dintr-un fel de elită, de oameni deja mântuiți și că ei sunt pe un teren minat sau oricum ei sunt pierduți de la o viață spirituală autentică. Da. N-aș vrea să vă obosesc sau să dezvolt foarte mult aceste gânduri. Aș vrea, sincer, să fie un fel de dialog între noi și dumneavoastră, dar nu înainte de a ruga și pe fratele Stelian să spună câteva gânduri.